Nu de mult timp, primarul Nicolae Barbu declara în mai toate conferințele de presă că anul acesta giurgiuvenii nu vor avea probleme cu căldura, deoarece sunt sumele necesare. Ba mai mult, se spunea că giurgiuvenii vor beneficia de subvenții, cu ajutorul cărora se va achiziționa gazul necesar pentru funcționarea cetului. Însă, în ședința de Consiliu de luni, primarul Nicolae Barbu a solicitat consilierilor să aprobe un împrumut în valoare de 1 milion de euro, culmea, pentru achiziționarea de gaz natural. Motivul pe care acesta l-a invocat este acela că guvernul nu va mai aloca subvenții. Dar cu toate acestea, același guvern, potrivit vorbitorului, se oferă să ajute primăria printr-un credit de trezorerie. În acest moment este nevoie și necesar să asigurăm încălzire orașului, să asigurăm gazul necesar pornirii acestei centrale la capacitatea care trebuie pentru furnizarea agentului termic în optim pentru cetățenii orașului. Și dacă în ultimii 2-3 ani primeam ajutor de urgență de la guvern, tocmai pentru cumpărarea în avans a energiei termice, a gazului natural necesar, anul acesta, și datorită, eu știu, problemelor care au fost la începutul anului cu Curtea de Conturi și controle și interpretarea legii, guvernul n-a mai venit cu acea facilitate de a ne a sprijini cu sume de bani în avans ca să cumpărăm gaz. În consecință, marea majoritate a consilierilor locali a cerut primarului Barbu lămuriri legate de necesitatea contractării unui astfel de credit, mai ales că în urmă cu doar câteva săptămâni acesta a apărut în media declarând că asigurarea agentului termic în această iarnă nu este o problemă. Unul dintre consilierii care a cerut lămuriri suplimentare a fost Florian Velicu, consilierul revenit pentru a doua oară în Consiliul Local, acesta câștigând procesul intentat. Ieșire publică, înainte ca în Consiliul Local să se aprobe acea subvenție de 50%, pentru asta felicit stimații colegi că au aprobat o subvenție de 50% ajutând giurgiuvenii care beneficiază de acest sistem centralizat de încălzire. Dar uitați-vă în ce situație suntem în momentul de față, cu asigurarea acestei sume corespunzătoare subvenției de 50%. Revin la ieșirea în spațiu public. Dumneavoastră a spus atunci că guvernul va veni cu 80% din cuantum acestei subvenții, iar Consiliul Local, administrația publică locală, nu va suporta decât maxim 20% din acest cuantum. După un schimb de replici la modul ironic, primarul Nicolae Barbu s-a pierdut în explicații, iar rezultatul a fost previzibil. Proiectul nu a fost aprobat. Așadar, acest subiect urmează a mai fi dezbătut posibil și în alte ședințe viitoare.